Bun găsit! La doar 22 de ani, Denis Mann este la cel mai bun sezon al carierei sale. Mijlocașul celor de la FCSB a fost numit de Adrian Mutu ca fiind cel care îi va lua locul într-o zi la echipa națională. A fost piesă de bază în echipa națională de tineret pentru calificarea la campionatul european. Toate acestea au făcut ca Denis Mann să câștige în ancheta ProSport titlul de cel mai bun fotbalist român al anului 2020. Vă aduc aminte că în această anchetă au votat cititorii ProSport, oamenii de fotbal din România și, nu în ultimul rând, redactorii ProSport. Vă lăsăm acum să vedeți ce a avut de spus Mann într-un interviu exclusiv acordat ProSport despre anul 2020. Te așteptai să fii jucătorul anului? Nu mă așteptam, dar de mic îmi doream foarte mult acest lucru. Mă bucur că am reușit să ajung jucătorul anului. Este o mândrie pentru mine și sunt foarte fericit. Ce ar trebui lui Denis Mann să fie și mai bun în 2021? Cred că sănătate, să fie sănătos. Iar dacă va fi sănătos, cred că va face un an și mai bun. Cât de mult stai în sala de forță? Cam în fiecare zi, înainte de antrenament, cam o oră, oră și puțin. În toată această perioadă, care au fost persoanele care au fost lângă tine? Familia mea, vă dați seama. Ei sunt de la început alături de mine. Ei mă ajută să trec peste lucrurile mai puțin bune. Sunt alături de mine tot timpul și pe această cale vreau să le mulțumesc. Ce lipsește unui jucător care stă aproape zi de zi în cantonament, la antrenament, în deplasare? Cei dragi, familia, în primul rând. Câteodată simt nevoia să fie alături de cei dragi, dar astea sunt sacrificiile, de aceea este frumos fotbal. Că tot ai spus de familie, cum trăiesc ai tăi, cum trăiește familia meciurile tale? La mine în casă, când e ziua meciului, este intensitate maximă, iar când se apropie meciul și fiecare se pune la televizorul lui, să spun așa, să uită la meci, mama stă într-o cameră, tata stă în altă cameră, e cir total la mine în casă. Bine. Ai putea să-ți conturezi singur profilul de fotbalist și să dai o notă pentru fiecare aptitudine? Și aș începe cu dribbling. 7. Pase? 8. Șut? Depinde în ziua în care sunt. Nu știu, glumă, 7, cred. Lovitură de cap? 6. Forță? 6-7, știu că trebuie să mai lucrez aici. Și viteza? Între 8 și 9. Care sunt lucrurile care îți dau încredere? În primul rând, rezultatele pozitive ale echipei. Dacă echipa merge bine și câștigă, aceste lucruri îmi dau încredere, plus reușitele personale. Care este lucrul pe care l-ai schimbat în 2020, acum se termină și de ce? Nu știu, treaba asta cu virusul a fost un an greu și îmi doream să nu fie existat acest virus. Cred că dacă acest virus nu era, acum jucăm și noi în Europa League, pentru că știți și dumneavoastră, acest virus ne-a oprit din drumul nostru spre Europa League. Aveam și un culoar foarte bun, am întâlnit echipe care cred că puteam să ne batem de legal cu ele și regret acest lucru. Unde te vezi peste 5 ani? Sper că într-un campionat puternic, la o echipă foarte bună, unde pot să mă dezvolt în continuare. Dar peste 10? Peste 10 ani sper să mă văd tot pe un teren de fotbal. Cum treci momentele când auzi că ești dorit de cluburi din străinătate și ești cotat la mai multe milioane de euro? Sunt imun acum la ce se scrie, chiar dacă sunt lucruri pozitive sau negative. La început mă deranja ce se scria, dacă se scria negativ sau dacă se scria pozitiv, iar eram prea nu știu, fericit. Acum sunt echilibrat și
las la o parte. Ce ți-ai dori să urmeze după FCSB? Nu știu, o echipă bună, cum am mai spus, unde mă pot dezvolta, unde pot să cresc în continuare și unde pot să-mi continui cariera. Sezonul trecut ai câștigat Cupa României cu FCSB. Cât de mari sunt șansele ca tu și colegii tăi să câștigați campionatul și în acest an? În momentul de față, șansele sunt egale. Mă refer aici și Craiova are aceeași șansă ca noi și CFR-ul la fel. Cred că este devreme să vorbim, dar suntem pe un drum bun, suntem pe primul loc și sper că până la finalul sezonului să rămânem acolo și anul acesta să reușim să câștigăm titlul. Ai marcat 12 goluri în acest sezon de Liga 1, ești cel mai bun marcator. Ești mulțumit? Da, sunt mulțumit, vă dați seama. Nu mă gândeam la începutul sezonului că am să reușesc să marchez atât de mult până la sfârșitul turului. Sunt fericit și sper să continui pe aceeași linie. Cum a fost anul 2020 la echipa națională, atât la echipa mare cât și la tineret? La echipa mare se putea să fie și mai bine. Sperăm ca de anul viitor la echipa mare să reușim să ne îndeplinim obiectivele pe care le avem, iar la tineret, per total, cred că a fost un an foarte bun. A reușit din nou să ne calificăm la un turneu final și asta e foarte important. Ce îți place la Mirel Rădoi? Îmi place că știe să facă atmosferă în cantonamente. Este un antrenor tânăr, ne înțelege foarte bine pe noi jucători tineri. Un antrenor de perspectivă, este pe stilul celor tineri și îmi place acest lucru. De la Adi Mutu? Adi Mutu la fel. Este un antrenor foarte, foarte tânăr, care știe să ne motiveze, vorbește cu noi tot timpul, ne dă sfaturi și pentru un jucător tânăr este foarte important acest lucru. Le-ai transmis copiilor și celor care așteaptă de la tine un sfat că este bine să facă școală, să urmeze o meserie. Tu ce alege să faci în acest moment dacă ai avea timp și nu ai fi ocupat cu fotbalul? Nu știu, pentru că eu mă gândesc tot timpul la fotbal și mi-ar fi greu să spun acum. Gigi Becali și-ar dori 15 milioane de euro în schimbul tău. Cum ți se pare? Da, este o sumă mare, dar nu știu dacă sunt eu în măsură să comentez despre asta. Eu rămâne ca eu să mă antrenez, să muncesc zi de zi, iar când va veni momentul să plec la o altă echipă, toate părțile să cadă de comun acord și să fie totul bine. Ai marcat 3 goluri în Europa League cu Bačka Topola într-un meci în care echipa a fost devastată de COVID. Cum ai simțit acea partidă și cum era atmosfera în vestiar? O atmosferă foarte tensionată, pentru că câteva ore înainte de meci am pierdut jucători importanți și stăteam în vestiar și ne uitam unul la celălalt și nu ne venea să credem ce se întâmplă, dar până la urmă a ieșit bine. Pot să spun că a fost un meci ciudat, în vremuri foarte ciudate. Ai fost și tu infectat cu COVID, însă după ce ai revenit ai avut parametrii fizici neschimbați. Cum ai reușit acest lucru, având în vedere că majoritatea celor care trec prin chinul COVID-ului, să spunem așa, spun că au nevoie de o perioadă îndelungată să-și revină din punct de vedere fizic. Eram conștient că dacă nu continui să mă antrenez, îmi va fi foarte greu. Timp nu aveam la dispoziție să încep iar pregătirea sau să-mi revin pe parcurs. Am fost conștient de acest lucru, am știut că voi sta probabil cel puțin 10 zile în casă și atunci mă antrenam chiar și de două ori pe zi. Nu aveam altceva nimic de făcut și m-am focusat pe acest lucru. Te-a deranjat că nu ai fost lăsat la tineret pentru meciul decisiv de calificare la Euro cu Danemarca? În loc de acest joc ai bifat Liga Națiunilor cu Irlanda de Nord. Nu m-a deranjat. În schimb, am fost foarte fericit că am reușit să ajung din nou la echipa națională mare. Este foarte important acest lucru.
Aveam emoții, dar emoții pozitive, pentru că aveam încredere în băieții de la tineret. Știam cât de important este ultimul meci și, într-un fel, și doream să fiu la tineret, dar, în altfel, mă bucuram foarte mult că sunt la echipa mare. Mă bucur că, în cele din urmă, băieții la tineret au reușit să se califice mai departe și asta e tot ce contează. CFR v-a bătut 2-0 în etapa 13 într-un meci de care mulți au spus că a fost printre cele mai bune ale CFR-ului. Ce n-a funcționat? V-a surprins strategia lui Edi Iordănescu? Nu cred că ne-a surprins cu nimic CFR-ul, având în vedere că, pe părerea mea, am avut penalti în minutul 4 sau nu mai țin minte cât. Cred că jocul era altfel. Dacă noi reușeam să înscriem din acel penalti, ei ieșeau la joc și când echipele ies la joc cu noi, avem spații și este foarte greu să ne oprească cineva. Sperăm ca în retur să ne luăm revanșa și la finalul campionatului să fim cei care ridică titlul. În februarie, Dinamo v-a bătut cu 2-1. Cum ai digerat acea înfrângere, având în vedere importanța istorică a derbiurilor dintre cele două echipe? Este clar, când pierzi un derby este foarte greu, supărarea este de două ori mai mare. Totodată când reușești să câștigi un derby, bucuria este de, poate nu două ori, de patru ori mai mare, pentru că este un derby și sunt orgolii la mijloc, suporteri și cer să dai totul pentru echipa ta și să reușești să câștigi acel meci. Să lăsăm puțin fotbalul deoparte, să vorbim despre tine. Ce muzică asculti? Cam toate genurile, nu am una. Ai vreun solist preferat, o trupă preferată în România? Din România ascult mult FCR. Și din străinătate? Drake. Care-i porecla ta? Nu am o poreclă. Când erai mic, cine te credeai când jucai fotbal cu prietenii? Ții minte că aveam un tricou cu Cristiano Ronaldo de la Manchester United. Care e momentul de care ești cel mai mândru? Cred că campionatul european la Under 21, care a reușit să ajungem până în semifinală. Un lucru foarte mare. În afară de fotbal, care este sportul preferat? Nu am un alt sport preferat, dar mai urmăresc basket câteodată. Și desertul preferat? Cheesecake. Care e cel mai talentat sau cel mai puternic adversar pe care l-ai întâlnit? Am întâlnit mulți, chiar și la campionatul european, jucători foarte, foarte buni, care i-am simțit din teren că au o valoare mare. Chiar și în Liga 1 am întâlnit foarte mulți, dar mi-ar fi greu să dau un nume. Dacă ai fi să alegi între Jurgen Klopp sau Mourinho? Jurgen Klopp. Messi sau Ronaldo? Ronaldo. De ce? Cum am mai spus, idolul meu de mic. Liga 1 cu VAR sau fără VAR? Cu VAR. Sistem de joc 4-3-3 sau 4-4-2? 4-3-3. De ce? Cred că mi se potrivește mai bine. Premier League sau La Liga? Ambele. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care m-au votat. Este un premiu foarte important pentru mine. Doream de mult să câștig acest premiu și sunt foarte fericit și sunt recunoscător tuturor celor care s-au gândit la mine. Mulțumesc încă o dată și sărbători fericite! Atât pentru moment. Ne revedem curând!